Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți, 23 martie. Și acum hai să vedem pentru această zi care sunt mesajele pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Trei arcane majore. Se pare că o să fie o zi foarte importantă. Hai să vedem în ce fel o să fie importantă această zi. În primul rând, pe partea de dragoste avem îndrăgostiții. Arcana majoră care în tarot reprezintă zodia gemenilor și una dintre cele mai frumoase cărți care ar putea să iasă pe această poziție în etalarea zilnică. Și e interesant că această carte a apărut aici, în această etalare, pentru că vine foarte frumos în completarea cărții care a ieșit ieri pe etalarea de dragoste. Dacă ieri trebuia să lucrați asupra voastră, să vă creșteți stima de sine și să vă clarificați în primul rând pentru voi înșivă care sunt limitele voastre într-o relație, ce sunteți dispuși să acceptați și ce nu sunteți dispuși să acceptați, astăzi această carte vine și vă reafirmă că deciziile și gândurile pe care le-ați avut ieri au fost corecte. Această carte vă îndeamnă în primul rând să vă iubiți pe voi înșivă, să vă acceptați exact așa cum sunteți, cu toate plusurile și minusurile voastre, să fiți buni și îngăduitori cu voi înșivă și atunci când faceți decizii în privința relațiilor voastre de dragoste, să fiți onești cu voi înșivă și să faceți acele decizii pe care voi vreți să le faceți, nu ce se așteaptă familia sau societatea de la voi. Pentru cei singuri, dacă aveți mai multe opțiuni de parteneri sau partenere, aici mesajul este clar, alegeți ceea ce voi simțiți că este corect pentru voi, nu ce și-ar dori mama, nu ce și-ar dori bunica, nu ce și-ar dori vecina pentru voi, ci acel parteneriat, acea relație pe care voi vă doriți pentru voi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, astăzi va trebui să faceți niște alegeri, o să vă apară niște opțiuni în față. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să fie niște opțiuni dramatice, de tipul continui cu relația sau mă despart. Dar pentru majoritatea dintre voi o să fie niște alegeri, niște opțiuni mai simple, nu atât de importante sau care să nu aibă un impact atât de dramatic în viața voastră. Și atunci când aceste opțiuni, aceste alegeri de cuplu apar în viața voastră, este important să vă spuneți părerea, să negociați cu partenerul sau partenera voastră și să nu lăsați ca cealaltă persoană să ia toate deciziile pentru voi. Asumați-vă și voi puțin autoritate în această relație, negociați lucrurile cu diplomație, da? Nu vă certați din nimicuri, nu ridicați vocea, ci învățați cum să vă impuneți autoritatea într-un mod mai diplomat, mai sănătos, matur și echilibrat. Pentru toată lumea ar fi indicat astăzi, dacă aveți un cristal de cuarț roz, să îl păstrați la voi în geantă, în portofel, în buzunar, să îl duceți după voi toată ziua, sau dacă nu aveți un cristal de cuarț roz, măcar să vă îmbrăcați în ceva de culoarea roz. Pentru bărbați, nu vă speriați, puteți să luați și niște șosete roz sau să aveți o batistă roz, să aveți ceva roz la voi astăzi. Pe partea de sănătate avem roata norocului. Această arcană majoră a mai ieșit odată în etalare. A ieșit duminică pe 21 martie, doar că era pe poziția de dragoste. Acum această energie s-a mutat aici pe partea de sănătate. Roata norocului este o arcană majoră foarte frumoasă, foarte pozitivă, care vine și ne spune că energia s-a schimbat, a ieșit soarele și pe strada voastră și norocul vă surâde. Aici, pe partea de sănătate, lucrurile se îmbunătățesc dramatic, mai ales pentru cei care mi-ați ascultat mesajul de ieri și ați învățat să iertați. V-ați eliberat de toată durerea, ura și resentimentele pe care le cărați după voi și, exact cum v-am spus și ieri, rezultatele, efectele pozitive asupra sănătății voastre sunt aproape instantanee. Cel mai puternic o să resimtă această energie Taurii, Leii, Scorpionii, Vărsătorii, Săgetătorii și Peștii, dar toată lumea o să beneficieze în mai mare sau mai mică măsură de pe urma acestei cărți foarte benefice, foarte frumoase.
Nu știu ce să vă spun mai mult, vești bune pe partea de sănătate. Încep să se rezolve toate problemele voastre, pentru cei care aveți o boală cronică astăzi o să vă simțiți mai bine, o să aveți mai puține simptome, pentru cei care aveați o boală mai ușoară o să vedeți că începând cu această zi vă vindecați, vă trec simptomele, se îmbunătățește starea voastră de sănătate, o să aveți mai multă energie, mai multă poftă de viață. Dar mare atenție că această roată a norocului poate să vă aducă și mai multă poftă de mâncare. Deci dacă nu vreți să vă îngrășați, aveți grijă aici, pe această parte. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem turnul, o altă arcană majoră, o carte care este infuzată cu energia planetei Marte. Aici universul aduce în viața voastră profesională niște schimbări radicale. Pentru aceia dintre voi care ați urcat, ați avansat în carieră, prin metode nu tocmai corecte, fie că ați făcut lucruri ilegale, imorale, la limita legalității sau a moralității, sau care ați fost dispuși să treceți peste orice și peste oricine în ascensiunea voastră, în topul carierei voastre, astăzi acest turn pe care l-ați construit se dovedește a fi foarte fragil și o să se dărâme. Pentru cei care nu vă încadrați în această categorie, nu ați acționat ilegal, imoral, nu ați călcat peste cadavre pentru a urca în vârful carierei, aici universul vine și face o corecție de traseu. Sunt anumite lucruri, chiar dacă voi nu vă dați seama la acest moment, sunt anumite lucruri aici în cariera voastră, în afacerile voastre, în finanțele voastre, care nu sunt tocmai ok, care pe termen lung, dacă continuă în acest stil, o să vă aducă pierderi materiale, o să vă aducă durere, o să vă aducă ruină. Și acum universul vine și face această corecție de traseu, elimină aceste piese șubrede, aceste verigi slabe din finanțele voastre și face acest lucru pentru binele vostru. Face acest lucru pentru că pe termen lung o să fie mai ok dacă renunțați la aceste lucruri. Și acum, hai să vedem ce ar putea fi aceste lucruri pe care universul acum le elimină din viața voastră. S-ar putea ca anumiți colegi de la locul de muncă să se mute în alt departament, să plece la altă companie, să dispară dintr-o dată din colectivul vostru, din cercul vostru și voi să suferiți pentru că vă înțelegeați bine cu aceste persoane și erați pe aceeași lungime de unde, dar o să vă dați seama în timp că a fost un lucru bun că acești oameni au dispărut din viața voastră pentru că pe termen lung v-ar fi ținut în spate. Poate că acum vi se iau niște atribuții sau niște responsabilități și voi suferiți pentru că ego-ul vostru este rănit, pentru că nu mai aveți prestigiul și autoritatea pe care o aveați în trecut, dar o să vă dați seama pe termen lung că era cel mai bun lucru care ar fi putut să se întâmple pentru voi. Fiindcă dacă ați fi continuat cu aceleași responsabilități, ați fi fost voi cei care trag ponoasele atunci când lucrurile n-o să iasă după cum era plănuit. Poate că sunteți obligați să treceți de la un program full-time la un program part-time și asta vă afectează finanțele pentru că nu mai câștigați la fel de mulți bani, dar în același timp aveți mai mult timp și cu acest timp, cu această resursă atât de prețioasă pe care o câștigați, puteți să găsiți o metodă prin care să transformați un hobby sau o activitate care vă pasionează într-o sursă secundară de venit și în timp această sursă secundară de venit să vă facă mai mulți bani decât jobul pe care îl pierdeți acum. Poate pierdeți niște colaboratori, poate pierdeți niște proiecte, orice ar fi, orice pierdeți în finanțe, în carieră, în afaceri astăzi, e important să știți că la finalul zilei, când o să trageți linie și o să adunați, nu o să fie o pierdere, o să fie un câștig. Astăzi pare să fie o pierdere, dar în timp o să vă dați seama că e de fapt un câștig. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, vreau să vă atrag atenția asupra unor videouri mai speciale pe care le-am pregătit pentru voi. Sunt niște etalări interactive în care și voi trebuie să participați activ, pentru că trebuie să alegeți setul de cărți cu care rezonați cel mai puternic pentru a afla mesajele care se aplică pentru voi. Aceste etalări le găsiți aici la linkul din colțul din dreapta sus și dacă voi aveți anumite teme, anumite întrebări care vă macină, la care ați vrea un răspuns, puteți să-mi lăsați aceste întrebări, aceste teme în comentarii
și s-ar putea mai devreme sau mai târziu să găsiți acea etalare pregătită special pentru voi pe canalul meu de YouTube. Bun, și acum să vedem mesajul pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Sunt un învingător înnăscut. Iau aminte doar la învingători, oameni care știu ce fac și care duc o viață plină de bucurie, iubire și prosperitate. Un mesaj foarte frumos care vă aduce aminte să aveți grijă, care sunt modelele după care vă ghidați viața, care sunt oamenii de la care acceptați sfaturi și să nu acceptați sfaturi de la o persoană pe care nu o admirați. Nu acceptați sfaturi de la o persoană cu care nu ați fi dispuși să faceți schimb de locuri. Pentru că dacă voi nu apreciați ce a obținut persoana respectivă în viața sa, care sunt valorile după care își ghidează existența, de ce ați vrea să-i ascultați sfatul? De ce ați vrea să ajungeți și voi în aceeași poziție? O temă interesantă de gândire. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!